Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Suntem din nou pe teritoriul artei, așa cum v-am obișnuit. De data aceasta avem o combinație între arta plastică și literatură și doi invitați care sunt, sigur, în domeniu specializați pe aceste paliere. Sigur că așa de multe activități, întâlniri, manifestări culturale, cărți noi, dar încercăm să selectăm dintre acestea și să reușim să prezentăm câteva care pot fi ilustrative. În primul rând, aș începe cu faptul că a avut loc o expoziție foarte interesantă la Armonii Cromatice în centru, o galerie de artă cu care ne-am obișnuit să aibă acțiuni culturale nu doar cu cei din alte orașe din România, ci și cu Serbia. De data aceasta, expoziția are un caracter special și veți afla de ce. Invitata noastră și autoarea acestei expoziții este profesorul de arte vizuale, sau cum să le numim, profesor de desen, Mihaela Florescu, și pentru că avem, spuneam, și o parte literară, ne ocupăm și de literatură, este aici cu noi distinsul preot doctor Daniel Gârjoabă, care are câteva cărți tocmai potrivite pentru această perioadă, dar și pentru că exersează și arta fotografică, expoziția pe care o avem în atenție fiind în principal de artă fotografică și în paralel de artă vizuală, picturală. Așadar, o interferență între cele două. Vă spun bun venit! Ați venit de la Sân Mihaiu? Român. Român, am zis bun. Bine. Ne oprim aici un pic la Sân Mihaiu Român, o reglăm de aici, o la palieră. Ia vezi care, vezi? Asta o auzi, da? A mea să fie tu? Nu. A mea e de vină. Asta? Nu, nu s-aude. N-aude. Aș putea și două poeme să le citesc? Poftim? Două poeme aș putea să citesc? Oh, da, puteți, da. Vă spun eu când, sigur. Acum auzi? Vio! Nici acum! Bun. Pe mine m-ați auzit, da? Da, 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 că altfel opream de la început. E, hai să mergem. Hai să mergem. De acolo reluăm, da? Da. Așa. Și iată că avem acum posibilitatea să vorbim despre două lucruri, două posibilități de expresie artistică, pentru că și fotografia este o artă, arta plastică de asemenea. Doamna profesoară a semnat o expoziție, am văzut foarte multe formule, să zicem așa, de redare, mai ales a naturii. Vom avea și noi imagini ilustrative. Spuneți-mi cum este munca cu copiii când vrei să le induci această pasiune, preocupare pentru arta plastică. Este o muncă plăcută, pentru că văd că copiilor le place să picteze, să deseneze. Da, e ca un joc pe care îl continuă, încep de acasă, de la vârste mici și continuă cu pași mărunți în școală, cu diferite tehnici, cu diferite jocuri didactice.
Și pasionează și găsesc în ele și curiozități, descoperă o lume pe care poate s-o parcurgă mai bine și să o înțeleagă. Dar ei au foarte multă fantezie, da, sigur, și aici sigur. E o libertate totală să-și exprime fantezia, sigur, și sigur. Să arate cum văd ei lumea. Da, da, e o lume fantastică, mai ales că prin ochi de copii să vezi desenele și să vezi picturile lor, te transpune în același timp în lumea lor. Și mă ajută să pătrund și eu în lumea lor. Ați făcut expoziții și cu copiii? Adică expozițiile lor, vreau să întreb. Expozițiile lor până acum am făcut în școli, în școlile de care aparțin. Și am găsit lucrări foarte, foarte interesante și lor le-a plăcut să-și dezvăluie așa din lumea lor prin culoare și desen. Câte ore de desen sunt pe săptămână? Pe săptămână sunt 18 ore. De desen? O oră pe săptămână, dar 18 e norma de bază. A, 18 pe lună? Da, da. Așa, așa. O oră e pe săptămână. O oră pe săptămână ar fi, da, sigur că da. Da, 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 da. Și trec și la Părintele Gârjavă, care are și vine aici cu o poveste impresionantă. Sunteți fiul eroului, din păcate, decedat pe treptele catedralei, decedat, ca să nu spun chiar împușcat. E o nuanță, da. A o nuanță, e împușcat pe treptele catedralei în timpul Revoluției. Cine intră în catedrala din Timișoara poate să vadă fotografia tatălui dumneavoastră. Aveați atunci doar 2 ani, mi-ați spus. 2 ani trecuți, fiindcă sunt născut în martie și urma să fac 3 în anul care a urmat. În primul rând, bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație, așa cum a spus, că venim aici într-o zonă a interferenței dintre spiritualitate și artă. Și sigur că viața omului poate fi privită precum o carte, ca pe cele pe care le avem aici expuse. Pentru cei care nu mai sunt cărți deja bune de tipar, să spunem așa, iar pentru cei care încă ne scriem filă cu filă, sunt cărți în lucru, în capitol distinct al vieții mele, bineînțeles că este acela al obârșii, iar izvoarelor al celor care ne-au și mi-au dat viață. Deci vă preocupă partea aceasta de tradiție, văzută prin prisma spirituală. Aveți aici și 2 cărți pe care le-ați adus. Am și eu în mână o carte care înțeleg că este ceva mai nouă? Sau este ultimul volum pe care l-am editat. Așa, cel mai recent volum. În contextul unei școli de vară pe care o avem acolo în Comunitatea Ortodoxă a Semihalului Român. Aveți o școală? O școală de vară. Activități catehetice, să le spunem, pe care le facem anul acesta, va urma a 4-a ediție. Cine participă? Elevi de toate vârstele, Elevi invitați din școala gimnazială din localitate, cadre didactice care vin, bineînțeles, sub forma acestui voluntariat, apropiați ai bisericii, dar și invitați, precum domnul profesor Claudiu Teareșan din Timișoara, un eveniment născut sub oblăduirea părintelui protopop Zaharia Pereș, acum 3-4 ani deja, cum spuneam, un eveniment destinat deschiderii comunității parohiale spre tineri și spre o prelungire a amvonului bisericii, cum îmi place să spun. Foarte frumos. Nici n-am știut că există o școală de vară cu această preocupare și tematică. Și cartea aceasta este un rezultat al... Sunt meditații, da. Ale mele scrise despre cunoașterea lui Dumnezeu, conștiința credinței și credința conștiinței.
alăturat de Hristos două fanatici. Hristos în mijlocul nostru, conștiința exact, credinței și credința conștiinței. Acesta fiind și numele și titulatura acestei școli de vară pe care o ținem acolo, Hristos în mijlocul nostru. În fiecare vară la aceste cursuri aveți probabil o tematică. Nu, sunt o salbă de activități artistice, precum și pictura, și activități sportive. În fiecare an am avut și un atelier de limba engleză și un atelier de muzică bisericească la nivelul acesta al copilașilor, precum și o masă, o agapă în care să ne cunoaștem, să ne întâlnim și să... Deci e foarte, foarte complexă această întâlnire. Cât durează școala de vară? Două zile. A fost actuată de două atât, zile. Atât, da. M-am gândit la o săptămână. Credeam că durează poate o săptămână. Poate pe parcurs ne vom... Pe parcurs vă veți vom lărgi orizonturile, sigur. Da. Cum ați ajuns și la fotografiere, ca să zic așa, ca artă, la fotografie, arta fotografiei? Pentru că aici aveți meditații cu caracter teologic. Aceea fotografia sau pictura sunt niște lucruri care țin de pasiune, de intimitate, iar în acel context al expoziției la care am participat, bineînțeles că am privit fotografii de pe celălaltă râmă, am putea spune, al fiului doamnei profesoare. Acela a fost contextul, bineînțeles. Eu rămânând la acest nivel de hobby pe care îl practic. De hobby, da. Da, dar făcând legătura cu icoanele, cu tehnica picturală, sigur, atât de veche, arta religioasă. Arta ni se deschide sub toate formele acestea plăcute simțurilor noastre, văzului, auzului și este, să zicem așa, pentru oameni care au o anumită sensibilitate. Și să revin, că de aceea vorbeam de o viață ca de o carte și un capitol, că am amintit, aparte, bineînțeles că el are și acest eveniment al Revoluției, care pentru mine a fost cumva un început aparte al vieții. Atunci probabil că nu am conștientizat, fiind copil, fiind destul de mic, dar aceste lucruri s-au sedimentat cărămidă cu cărămidă, cunoscând aceste lucruri din familie, de la comemorările care s-au făcut, fiindcă tatăl meu, într-adevăr, n-a fost ucis acolo, ci a fost împușcat, din păcate, în fața Catedralei Metropolitane din Timișoara, s-a jertfit sau a fost jertfit în fața unui sistem ateu comunist, iar mai apoi, din păcate, a fost partea celui lot de 43 de persoane decedate care și-au găsit acel drum fatidic spre București, spre crematoriul deci Cenușa. Deci a fost printre primii, de aceea, da. Da, acea operație Trandafirul sau Vama, exact, din păcate, și atunci, din păcate a fost... Și în memoria lui, dumneavoastră ați trecut spre partea aceasta de relaționare cu cerul, cu credința, cu spiritualitatea, cu divinitatea. Dacă e să căutăm explicații raționale acestor lucruri care nu țin neapărat de rațional, se poate spune că un izvor al credinței și al dorinței de a sluji lui Dumnezeu, probabil că își are o bârșă în acea zonă sensibilă și intimă care a făcut parte din devenirea mea de mai târziu, ca copil, tânăr, adolescent, iar acum, să spunem așa, om matur sau spre maturizare. Da, împlinit. Trecem la expoziția despre care vorbeam, pentru că apar deja imagini. A fost, spuneam, pe dublu plan, o expoziție de fotografii care își are o poveste. V-aș ruga, doamna profesoară, să ne explicați dumneavoastră. Păi, istoria fotografiilor constă în simplu fapt că eu am doi copii. Nu prea se aude. Am doi copii. Cel mare de 36 de ani a fost fotograf, a lucrat pe navă de croazieră. Deci era fotograf profesionist. Da, da, era. Și s-a întâmplat o dramă. S-a întâmplat o dramă. Eu și cu Andrei, cel mare care, despre care vorbim, suntem legați nu numai ca mamă și fiu, dar avem o
legătură și de naștere. Eu sunt pe 1 aprilie și fiul meu era pe 2 aprilie. Aveam pasiuni comune, aveam un feeling aparte. Este în imagine acum. Da, și el a urmat calea fotografiei. M-a îndemnat și pe mine la un moment dat să-mi aleg și să fac tot ce să fac ce-mi place. Și asta am ținut cont. Cum am ajuns eu să primez sfaturi de la fiul meu? Pentru că a fost un moment când aveam un dor așa lăuntric și m-a apucat prin casă când aveam eu timp să desenez. Și atunci a observat lucrul ăsta la mine și mă tot îndemna: mami, fă ce-ți place. Și tot mă gândeam la vorbele lui, am lucrat mult în industrie ca operator, am început pasiunea mea cu pași, întâi ca autodidact. Mai timiz, așa, da. După aceea am simțit, da, am simțit nevoia să am pe cineva în spate și primul îndrumător al meu a fost doamna Nora Novac. Sunt foarte recunoscătoare pentru că și m-a îndrumat, dar a știut să mă și direcționeze. A urmat facultatea și fiul meu mers și el la facultate, a început facultatea de arte cu foto-video, însă s-a oprit la un moment dat pentru că a găsit oportunitatea să meargă pe navă de croazieră, ceea ce l-a avantajat de mai multe părți. Avea un salariu atractiv, avea posibilitatea să vadă lumea și să fotografieze și să-și facă pasiunea. Pasiunea. Și aceste fotografii sunt chiar din cele ce a realizat pe navele de croazieră. Da, o parte. Chiar și scrie sub fiecare fotografie, era specificat locul. Unele erau din Zanzibar, altele din puncte, din, să spunem, foarte Miami, exotice ale globului. Din globului. Alaska, din Noua Zeelandă. Din Alaska. Asta e ceva mai rar. Da. Din Tahiti. Din Tahiti. Toate sunt fotografii, să le zicem, din puncte, spuneam, exotice și sunt amintirile dumneavoastră și ați făcut această expoziție în și în memoria lui, dar pentru că trebuia să încep să fac și eu o primă expoziție, am hotărât să o fac împreună cu el. Așa îl simt mai prezent. Ca și când ar fi fost prezent, așa spuneți. Da, e o expoziție de suflet, stimați telespectatori. Poate fi vizionată încă la Galeria Armonii Cromatice, unde coordonatoarea și prietena artei și artiștilor, ea însăși pictoriță, doamna Stella Guțiu, profesoară, deschide ușile celor care au talent și care vor să expună și să comunice în felul acesta, prin arta lor, cu frumosul lumii, cu frumosul vieții, cu toți iubitorii de artă picturală în cazul de față. Revenind la fotografii ca hobby pentru dumneavoastră, distinse părinte, ce aveți în colecție? Sunt, în colecția de fotografii, zic. Sunt, bineînțeles, instantanee din locurile în care am ajuns până acum fotografii și mă amintesc de cuvintele domnului profesor Gabriel Kellerman, prezent acolo la expoziție. Să nu uităm, a fost vernisată și această
dublă expoziție de profesor universitar dr. Gabriel Kelemen, care este și vicepreședintele UAP-ului din Timișoara. Și asta este iarăși o notă de reținut, pentru că o somitate în domeniu are aplecare, are gentilețe, are bunăvoință să colaboreze și cu cei care nu sunt, sigur, chiar la nivelul de înalt profesionalism. Dar arta are mai multe trepte și iată că poate fi un plus, o bucurie în toate formele și formulele. Deci aveți și dumneavoastră lucrări pentru o întreagă expoziție. Fiecare fotografie ce reprezintă pentru dumneavoastră? Reprezintă probabil că o parte din suflet pe care... Da? Și un fragment din cotidian, adică un fragment de viață. Exact, exact. Sunt lucruri ale sensibilității, cum spuneam, și punem suflet acolo pe unde pășim sau pe unde ne-am dorit să pășim și odată cu curgea timpului și ajunge. Să le întâlnim așa mici vise ale vieții noastre. Faceți fotografii și pictați? Și pictez, mă gândesc la icoane în domeniul dumneavoastră, întreb. La icoane nu am... Nu ați încercat? Nu am încercat. Există un ritual, pentru că a venit vorba, pentru icoane. Ne puteți spune care este ritualul pentru cei care vor să picteze icoane? Desigur, când vorbim despre taina unui pictor, nu este doar acolo doar o pasiune, ci este și o meserie, fiindcă sunt oameni... Și o chemare, cred. Și o chemare, în primul rând, cu talent, cu har și cu dar. Este o meserie, sunt reglementați pe anumite concursuri și examene care se dau și, bineînțeles, că... se dau niște examene. Sigur că da. Și, bineînțeles, fiindcă acești oameni îl zugrăvesc pe... Fiul Dumnezeu, pe Maica sa Fecioara Maria, pe sfinți și scene religioase, au nevoie și de o pregătire spirituală și duhovnicească. Iar dacă e să mergem până în inima acestei preocupări artistice a iconografiei, sunt oameni care ar trebui să țină și post, sunt oameni care ar trebui să fie și spovediți și împărtășiți, adică să aibă o directă legătură cu viața spirituală a bisericii, fiindcă nu doar desenează, nu doar pictează, ci trebuie să trăiască acel duh al icoanei, care, bineînțeles că este cel care emană această bucurie și lumină. Da. E o taină și aici. Sigur, e o taină și sunt oameni aleși, spunem noi, cei care se ocupă cu... Deci asta nu știam, că se dă și un examen, e o selecție. Sunt și categorii... Sunt structurați pe... Și cei care pictează biserici, nu mai spunem. Da, aici mă referea mai mult, pentru trepte că... trebuie să treacă, așa. Da, sigur că da. Suntem în postul Paștelui. Sigur. Și această mărturie poate să fie pentru cei care sunt interesați o informație și un îndemn spre a se face oarecum oameni mai buni, mai calmi, mai înțelepți, mai generoși, măcar în această perioadă. Trăim într-o vreme foarte zbuciumată. Și apropo de cartea dumneavoastră, Conștiința credinței și Credința conștiinței, ne definiți puțin această sintagmă? Sigur, aici se referă... Conștiința credinței. Adică trebuie să fii conștient, să te implici? Sigur, trebuie să fii conștient în primul rând de credința în care trăiești, în care existi, în cazul nostru de acest duh al ortodoxiei în care trăim, dar bineînțeles e vorba și de o credință a conștiinței, adică de anumite procese pe care suntem invitați în fiecare clipă să le facem asupra vieții noastre, asupra faptelor noastre, în concordanță cu toată legea cea sfântă care ne este pusă înainte. Da. Fiindcă, spuneați, contextul în care ne întâlnim este o perioadă frumoasă, o perioadă aleasă apostolului celui mare, apostolului învierii, și probabil că nu întâmplător
a fost pusă această expoziție în această perioadă frumoasă în care suntem chemați pe lângă post și pe lângă toate cele la a fi mai buni, la a fi mai buni, la a fi mai atenți la amănunte și la subtilități ale vieții noastre și să ne gândim cumva la tot ceea ce reprezintă omul în sine și să ducem cumva o călătorie invers spre noi înșine, spre acest sine de care uităm de multe ori. Din cauza păcatelor, din cauza tumultului vieții, din cauza rutinei, toate aceste lucruri care cumva ne depărtează pas de pas. O întâlnire cu sinele ar fi ceea ce spuneați în această carte. Sigur că da. Și revenind la fotografie, la rememorare, la pictură, a fost ca un dar de neuitare această expoziție pe care ați semnat-o. Am văzut lucrări luminoase, nu erau pline de tenebre și contorsionări. Foarte interesant că aveți lucrări pline de lumină, de culoare luminoasă. Nici nu e în firea mea și nici nu vreau să... Expoziția, chiar dacă e memorabilă pentru fiul meu, noi amândoi iubim culoarea. Vorbesc la prezent că pentru mine încă este. Și de aia și lucrările mele îmi plac să pun culoare în ele și să și să redau bucurie. Când fac un tablou, întotdeauna doresc ca cel care privește tablou să transpună în peisaj, în imagine, în povestea care am creat-o și să fie și să aducă o stare de bine. Un moment de bucurie să fie. Să fie, da, o stare de bine, să fie, să simt o căldură, să elimine atunci când se uită în fața unui tablou, asta intenționez. Acum nu știu dacă îmi reușește de fiecare dată, dar eu când fac un tablou, mă gândesc la cel care privește, să îi schimb în așa fel starea încât să, chiar dacă are o problemă în spate, să-și încălzească sufletul. Foarte interesant. Arta fiind un fel de atracție spre încredere, optimism, lumină, da, stare bună, așa cum spuneți, încredere că poate să fie un mic refugiu de câteva minute, câteva secunde. Exact. Asta ar fi rolul artei, după părerea dumneavoastră, și acolo se văd lucrările. O parte dintre ele nu sunt în prim plan, dar se observă foarte mult galben, foarte multă lumină și asta este, de fapt, sensul întâlnirii cu cei care privesc, cu invitații. La școală reușiți să cred, să depistați și posibile talente. Da, da, în toate școlile. Vi s-a întâmplat să aveți copii care să ajungă după aceea să prefere să... Sunt copii care merg mai departe să pregătesc, da, să pregătesc pentru examene și merg mai departe la școala populară, la școala, la liceul de arte, da. La liceul de arte, da, aveți, da, aveți, da, elevi. Da. Foarte, foarte frumos. Primii pași îndrumați de profesoara lor și descoperiți. Da, le place și eu mă bucur că le place, pentru că însăși arta, chiar nu numai prin pictură, dar în orice formă e, prin scris, arta prin orice nu înconjoară sufletul, în orice, la orice pas. Și părintele, da, slujește, da, sufletul, binele, da, încrederea. Părinte, aveți pe lângă acea, mi se pare extraordinar, admirabilă acțiune de tabără de vară, pe lângă alte întâlniri, că am înțeles că pregătiți copiii și la cor și să înțeleagă tainele credinței, aveți și o revistă. Și dacă sunteți amabil, să ne-o și prezentați. Cu mare drag. Da. Da. În parohia în care slujesc, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Sfânt Mihai Român, cu ajutorul, bineînțeles, și a școlii, care este extrem de activă, și a primăriei, care de multe ori ne susține aceste activități frumoase, iată că
De 10 ani, făcând o pauză în perioada pandemiei, am editat și o revistă parohială. Puteți să o arătați la cameră? Desigur. Revistă parohială. Foarte interesant. Un cuvânt al credinței, o formă de continuare a predicii care să ajungă într-o formă sau alta în casa credincioșilor și sub forma deci, aceasta frumos tipărită. Cum apare? Lunar? Nu, este într-o formă semestrială de două semestrială, ori da. Și ce cuprinde de obicei? De obicei cuprinde cuvinte de învățătură sau predici. Cuvinte la de praznice, învățătură, predici, mai da. Importante din semestrul care tocmai a trecut până la editarea unui alt număr. Iată că sunt vieți ale sfinților, sunt diferite articole care sunt trimise și de colaboratorii ai acestei reviste și ne bucurăm că încă aproape de la început ea a fost cuprinsă și într-o asociație frumoasă a unor oameni cu suflet mare și lucrători și truditori în acest ogor al publicisticii. E vorba despre Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat. Cum? Asociația? Presei Rurale din Banat. Presei Rurale din Banat. Frumos! O salbă de foarte frumos. Publiciști și redactori sub oblăduirea domnului profesor, doctor, muzeograf și teolog Ioan Traia, unde, bineînțeles, sunt și câțiva preoți, dar și oameni de bine, cei care în comunitățile lor susțin astfel de deziderate culturale, publicistice. Bineînțeles că multe se referă la comunitate sau la administrație, dar sunt și câteva parohii, precum Birda sau Giarmata, vin acum repede în minte cu părinții Valentin Bugariu și părintele Vasile Suciu, da. Cei care au astfel de... Și acolo apare o revistă, într-adevăr, tot așa. Da, sunt deja publicații cu o tradiție, spunem noi, în cu zona tradiție, noastră. Cu o tradiție, deja o tradiție, da. Sigur da. Că da. Sunt și poeme de la diferiți poeți, de obicei locali. Cine o redactează și cine aduce materiale? Spuneați colaboratori, dumneavoastră singur lucrați sau aveți... Eu singur. Singur o faceți. Am obișnuit în anii aceștia și redactarea... Tot ce ține până la a fi scoasă în acest format. Dar are deja o istorie, 10 ani. Da, a pornit ca o simplă foaie care era împăcată duminica cu predica duminicală, iar mai apoi, având contact cu diferiți colegi și oameni de cultură, a luat această formă mai amplă, ajungând acum la un număr de 23 de pagini. Foarte interesant. Cum o distribuiți? Gratuit? E gratuit. Atât cât se poate în biserică celor prezenți, dar este și într-o formă digitală, puse pe grupuri, puse pe Facebook-ul parohiei și ajunge acum. Credincioșii și pot primi un exemplar, așa? Pot primi, îl pot citi, bineînțeles, și sunt informații, cum spuneam, de spiritualitate, de istorie locală, subiecte de interes pentru... Dar cred că asta e foarte interesant, că sunt și informații din istoria locală, din tradiția locului. Sigur, pentru că le gândim cumva aceste numere ca niște făclii care să lumineze puțin pe oameni. Dar să aducă o parte din inedit. Istoria locului, din istoria locului, a localității, a comunității. Sigur, comunității. Dar și a Banatului pe de-a întregul. Și a Banatului, normal, sigur că da, e o verigă din acest flux cultural, spiritual, în cazul de față spiritual. Exact. Nu v-ați oprit numai aici, deci revistă, cărți, dar știu că ați pășit și în teritoriul poeziei. Da, de câțiva ani am prins și un curaj, că e nevoie și de un curaj de a sparge puțin gheața și în acest aspect. Aici am început în acest deziderat personal al revistei, mai apoi le-am adunat în aceste volume care a cuprins meditații, dar și poeme volumul personale. Pe care îl aveți în față este unul dintre... Acesta este exact un drum al postului explicat pas cu pas. Da, vom merge și acolo. Da, și învierii. Și poemele sunt, sigur, cu caracter sunt religios. Sunt poeme religioase, bineînțeles. Categoric, și... da.
Mi-ați propus să lecturați două poeme. Sigur, poeme într-o strânsă legătură cu perioada în care ne aflăm, cum am spus, cu o duminică care a trecut a cinstirii Sfintei Cruci ca altar a răstignirii, da, iubirii lui Hristos pentru lumea pentru care s-a jertfit, iar duminica cea care urmează, o duminică aparte a Sfântului Ioan Scărarul sau Ioan Scolasticul, iată fiecare duminică din Sfântul și Marele Post fiind un popas, fiind un refugiu duhovnicesc în care să ne adăpăm din cuvântul credinței și să plecăm mai îmbogățiți din Sfânta Biserică cu aceste frumoase subiecte pentru trup și gânduri, suflet și gânduri frumoase, pentru, da, mântuire și pentru acest act sublim al mântuirii la care suntem angrenați cu toții. Le ascultăm. Sigur. La cina cea de taină este un prim poem. La cina cea de taină, sfioși, am fost chemați să celebrăm iertarea și veșnica iubire, ce ai revelat o lumii dumnezească sfire, dovada mult iubirii ce în har ne-ai arătat. Iar veșnica dovadă pe care tu ne-ai dat-o, când dragostei jerfind pe cruce fost ai semn, lăsând în urmă lumii sfârșitul cel mai demn, povara de pe umeri când veșnic ai luat-o. Alt țăr, alt dor sau vreo altă țintă, nu ai avut pe cruce Hristoase când ai stat și n-ai privit cu ură nici la al meu păcat, ce dragoste divină, ce jertfă infinită. În mâini, dovada morții, tu ai purtat-o în cuie, iar semnul veșniciei l-ai scris în coasta ta, rușinea și păcatul ascuns în viața mea, l-ai dus sus la Golgota, urcând pe cărăruie. Cu pâine ne-ai dat viață, cu sânge în dar iertare, minuni ne-ai dat dovadă harului divin, eliberări de demon și vindecări din plin, cu dragostea încins, tu ai spălat picioare. Cununa cea mai înaltă tu ai văzut-o în mine. Eu fost am răsplătirea spre care ai năzuit, când pe o cruce în chinuri, răbdând, tu ai murit, jerfindu-ne păcatul, tu te-ai jerfit pe tine. Azi ne hrănim Hristoase cu viață din viață și recunoaștem harul iubire ce ne-ai dat. Bem și din sfântul sânge ce a curs pentru păcat, un legământ al cinei, o lecție de speranță. Mulțumim pentru acest moment poetic, spiritual. Arta își găsește un loc întotdeauna în sfera aceasta largă, foarte largă a spiritualului, ea însăși având de altfel niște conotații spirituale. Și aș dori să vă întreb dacă, doamna profesoară, acum, după ce expoziția s-a încheiat, mergeți pe aceeași linie a creației, ce anume vă propuneți, ce va fi la următoarea expoziție, la următoarea întâlnire, poate veți expune împreună cu elevii dumneavoastră. Da, Doamne ajută să fie bine. Acum e prea repede să mă gândesc la... Încă nu s-a finalizat expoziția. Da, e ține... deschisă încă, da, sigur că da, da. Până în data de 15. Cum, după aceea... cum lucrați zilnic? Lucrați mult la un tablou? Îl gândiți înainte și apoi vă apucați de lucru? Cum e? Da. Întotdeauna plec de la o idee, ceva care mă frământă sau ceva care vreau să scot în evidență, da. Și urmează multe schițe, după aceea... A, faceți și schițe, da. Multe schițe, după aia reveniri, mai intervin alte idei... Se și revine, e un fel de cercetare înainte de a... Am vrut să vă întreb dacă faptul că faceți parte din Armonii Cromatice, dar da, și din Asociația Prezent, înțeleg, da? Da, da, da. Sigur, vă ajută foarte mult, vă susține. Vorbiți-ne puțin despre această activitate, că știu că sunt expoziții comune cu pictori în special din Serbia, faceți acolo deplasări, trimiteți lucrări, dar am înțeles că și în multe orașe din țară se trimit lucrări. Da, da. Cum e această, cum percep această acțiune? Experiență, da.
E pentru mine e într-un benefică. Fel o activitate interculturală. Da, e benefică pentru că ne putem observa și stilurile, putem cunoaște, putem cunoaște și oamenii, dar și lucrările și fiecare pictor are personalitatea lui, direcția lui și interesant. Păi fără un schimb de păreri, fără un schimb vizual, arta picturală și arta în general nu ar avea. Da, da, da. Nu ar e avea un schimb de experiență și diversificare. Și, da, da. Ne cerem păreri. Unde ați participat? Peste tot unde am parcurs, la Oradea, la Pecica, la Caransebeș, peste tot unde ne-am... Și în Serbia? Da, și în Serbia. Care e legătura, colaborarea cu Covacița? Că am înțeles că acolo planurile sunt foarte mari. Se merge pe cultivarea artei naive. Da, păi interesantă, e tot artă, chiar dacă e artă naivă. Da, tot, da, dar e acum recunoscută. Interesantă, poate să fie da. Recunoscută interesantă și nu e o tehnică ușoară, să știți. Nu e o tehnică da. Ușoară deloc. Mergeți cu lucrările dumneavoastră personal, le duceți și apoi le readuceți acasă la asemenea da, expoziție externă? Sunt niște etape care doamna Guțiu le cunoaște mai bine decât eu, că noi cel puțin ducem lucrările la galerie, se strâng acolo și are un anumit paș ca să trecem de vamă, să parcurgem... Și să fie expuse. Da, să fie expuse în, da, da. Și apoi în locurile. Da, 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 da. Foarte, foarte interesantă această deschidere a Timișoarei da. Și spre arta dincolo de granițe. Și asta o face fiecare artist în felul său... Există multe, multe modalități, dar am vrut să subliniez că există și această formulă care e organizată da. Pe lângă OAP, există și galerii particulare care aduc frumosul la nivel de artă. Da, și face cunoscută arta și prin intermediul galeriilor particulare. Prin călătorile prin țară sau în afară. Multe lucrări am înțeles că pot fi trimise și online da, la concursuri da, internaționale. Da, 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 pot. Am făcut online și cu Iași. La Iași? Eu da. Am avut... Am văzut și la Bruxelles, da, au trimis unii da, dintre da, colegii da. Dumneavoastră. Deci deschiderea Timișoarei culturale continuă. Continuă și în culoare și în expresivitate artistică. Sigur că lucrurile nu se opresc aici. Părinte, dumneavoastră, ca perspective, pregătiți deja probabil tabăra de vară? Această manifestare, cum spuneam, pedagogică și catehetică pe care o mai probabil în luna iunie la noi la Sfântul Mihai, iar ca gânduri, mă bucur că joi am fost prezent la acea întâlnire de suflet cu o denumire frumoasă, dualitate în artă. Am văzut-o atunci și am și spus că o văd ca o linie a orizontului în care simetric au expus cei de aici și cei din lumea cealaltă. Noi spunem că sunt oameni din trecut, dar sunt oameni ai veșniciei pentru că sunt dintr-un viitor în care noi încă nu am ajuns încă. Noi trăim încă, iar ei au ajuns cumva mai repede în fața lui Dumnezeu. Mă bucur și pentru că arta în sine însemnează sensibilitate și arta unește în spiritualitate și este o formă de contemplare. Toate aceste manifestări care țin de literatură, de pasiuni artistice, sigur, trebuie să le pun și în seama unui om pe care l-am revăzut acolo cu bucurie, pe lângă domnul profesor Gabriel Kelemen și doamna profesoară și poetă Silvia Negru, pentru că este un om de care sunt foarte apropiat în toți acești ani, fiindu-mi în liceu,
acum foarte mulți ani, profesoară de română. A fost profesoară, doamna Silvia Negru. A pus acolo o sămânță a pasiunii pentru ceea ce este mai frumos. Ce bucurie să reîntâlnească un fost elev care acum este în asemenea postură, în asemenea funcție și lucrurile da, un om distins se leagă de cultura frumos. Al Timișoarei și al zorii noastre și țin să mulțumesc pentru toate aceste lucruri frumoase. Și pe care... pentru orientarea spre literatură, înțeleg. Exact. Că așa se explică de ce scrieți și poeme și coordonații, atâtea activități, dar mă impresionează vechimea revistei, 10 ani de existență și nu numai, plus aceste volume, plus conferințele care, le zic, conferințe la nivelul copiilor care se organizează dacă invitați pe distinsul critic literar, eseist și enciclopedist în toate, foarte cunoscător da, și în domeniul teologiei, Claudiu Teareșan. Permis să-l consider un prieten al comunității noastre, o prezență care ne onorează de fiecare dată, cu cuvinte alese, cu recomandări de literatură pentru cei mici, dar este, bineînțeles, un câștig și pentru noi să-l avem alături pe distinsul om de cultură și de litere, Claudiu Teareșan. Și faptul că îmbinați activitățile în așa fel încât să nu fie pentru copii nici o obligativitate, sigur. Și nici ceva foarte greu, pentru că, sigur, partea aceasta spirituală este puțin abstractă și e mai greu de asimilat dintr-o dată și la o anumită vârstă. Sigur. Aveți anumite Încercăm etape. Să îmbrăcăm această activitate într-o haină accesibil celor mici și să fie un lucru tentant și plăcut, plăcut lor. Îmi spuneați că această carte, a doua, este tot spre informarea enoriașilor și vorbește despre postul, ne-o puteți și arăta? Despre fix această cărare. Postul în sine sau postul Paștelui? Postul Paștelui, pentru că în mod special despre pașii, postul Paștelui, da? Pașii învierii. După cum bine știm, avem un an civil, dar avem și un an bisericesc. Iar anul bisericesc, cel care începe la 1 septembrie și el este împărțit în trei perioade, acum aflându-ne în această perioadă denumită Triod, care va ține până la înviere. Apoi este Pentecostarul, iar mai apoi este perioada Octoihului. Sunt denumiri într-o terminologie bisericească, ecleziastică, dar noi încercăm prin predică să și le explicăm credincioșilor. Iar acest volum se referă exact la calea apostolului, pașii învierii, cu cateheze și cu predici, cu explicarea acestui drum, acestor săptămâni frumoase, cum spuneam, cu fiecare duminică tematică și cu explicarea fiecarei zile a cele mai frumoase și sensibile și pătrunzătoare săptămâni a anului, pentru fiecare credincios, săptămâna neagră sau săptămâna mare, când devenim mult mai atenți, mult mai meditativi, reflectând la păcatele noastre în acest proces frumos al pocăinței în care ne apropiem cu adevărat și nu doar simbolic de Dumnezeu, trup și suflet, noi ca și persoană, ca și ființe. Și cine primește această carte? Tot așa gratuit o primesc enoriașii? Sigur, s-au împărțit în gratuit. S-au împărțit gratuit. Da, celor apropiați, celor care au această râvnă de a citi, de a se mai documenta. Care doresc, sigur, da. Primesc gratuit. Doresc să... Da, nu sunt puse la vânzare, nu. Să se informeze mai mult. Exact. Da. Frumos spus, nu sunt puse la vânzare, sunt un dar. Sunt un dar. Un dar spiritual. Dar din dar. Pe care îl faceți enoriașilor dumneavoastră. Și... Asta este foarte mult. Părinte, slujiți cuvântul. Cum l-ați defini? Ce înseamnă cuvântul? Cuvântul are o putere foarte mare și la început a fost cuvântul și până la urmă cuvântul întrupat este Hristos, Logosul, cel care, iată, se jertfește pentru cei care vor să vadă acest lucru și să-l primească acest cuvânt în viața lor. Cuvântul este până la urmă cel care ne definește și pe noi, fiindcă noi înșine suntem cei care comunicăm prin cuvinte. Prin cuvinte comunicăm și cu Dumnezeu, nu într-un monolog,
ci într-un perpetu dialog, într-o cale deschisă, a rugăciunii, a meditației cu Dumnezeu, care pentru fiecare dintre noi are răbdarea de a ne aștepta pe acea cale frumoasă a luminii. Deci, credeți și slujiți într-adevăr forța cuvântului. Forța cuvântului și a credinței, cu adevărat. Da, cuvântul e cuprins în credință, credința sigur, este sigur, cuvântul. Cu toate harismele și aceste lucruri care sunt cumva ca niște raze ale luminii, care sunt și aceste forme ale literaturii, ale artei, lucruri frumoase care sunt complementare acestui cuvânt pur al credinței și al mântuirii. Cuvânt pur, cuvânt de lumină. Exact. Cuvânt pur și cuvânt de lumină. Să vă fie și dumneavoastră, stimați telespectatori. Încheiem aici această întâlnire emoțională și emoționantă, o întâlnire de suflet, o mărturie în diverse nuanțe. Mulțumesc invitațiilor mei. Mulțumesc. Și dumneavoastră pentru atenție. O nouă întâlnire duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.